dată lui Iov veșnicia și atotputernicia lui Dumnezeu. Și în clipa aceea îi spune Dumnezeu, te voi binecuvânta și le avea toate la loc cum a fost. Și a avut Iov din nou copii, fii și fiice, s-a făcut din nou sănătos, i-a sporit Dumnezeu averile și spune din tradiția iudaică, în hronograful evreiesc al lui, în ăsta, grecesc al lui Chedrinos, tradus din limba haldeică, că atâta avere a curs la curtea lui Iov, ca și cum ar ploua 40 de zile și 40 de nopți cu galbeni, cu bani de aur. Atâta avere a curs la averea lui Iov. Deci asta este averea care o facem noi de la Dumnezeu. Și această avere o vedem și în lumea noastră de astăzi. Vedem oameni care sunt agricultori din tată în fiu, zootehnici din tată în fiu, de ăștia care fac meserii. De exemplu, sunt oameni care se pricep la cojocărie, la tâmplărie, la zidărie, la orice. Și sunt oameni care permanent au comenzi, cum spunem noi, și permanent banul curge la ei. Dar acei oameni știu să chivernisească banul. De ce spun că știu să chivernisească banul? În momentul când noi învățăm să folosim banul, cum a spus Dumnezeu, și în scop constructiv, adică spre împărăția cea nesecăcioasă, unde nu strică molea, furul și tălarul și rugina, atunci și Dumnezeu pune harul. Dacă dai, primești. Dacă miluiești, și Dumnezeu te miluiește. Dacă binecuvintezi, și Dumnezeu te binecuvintează. Dacă și tu hrănești pe cel flământ, și Dumnezeu te hrănește pe tine. Deci bogăția noastră este invers proporțională cu bunătatea noastră. De aceea noi vedem în neamul nostru românesc, aici mă refer, nu mă interesează de alții, o fi și acolo alte tradiții, că dintotdeauna au existat oameni demni și vrednici, oriunde și în orice religie, nu numai la noi, la ortodoxi. Vom găsi voievozi și ctitori, de exemplu, cum sunt mușatinii și basarabii, care timp de 300-400 de ani au întreținut cu banii țărilor române toate locurile sfinte. Muntele Atos, aproape tot rectitorit cu bani românești, muntele Sinai, Țara Sfântă, Ierusalimul, toți domnii aveau danii cu dorința de a fi pomeniți după moarte, toți domnii dădeau ca un fel de tributul era la înalta poartă, ca un fel de subvenție, ca să spunem, pentru locurile sfinte să fie pomeniți după moarte. Nu trebuie să fie pomeniți de nimeni, că numele lor s-a scris în cartea vieții. Adică odată ce, așa i-a spus Dumnezeu lui Petru, cel ce lasă mamă și tată și frate și soră și țarină și holdă pentru mine, vrednic este de mine și nu vă grijiți, pentru că voi sfinții vor judeca lumea, voi veți sta pe 12 scaune judecând cele 12 seminții ale lui Israel, dar mai mult decât atât, bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea vieții. De aia vorbim noi astăzi de Mircea cel Bătrân, de Mihai Viteazul, de Ștefan cel Mare, de Matei Basarab, de Brâncoveanu, de Barnovski, de Vasile Lupu, de toți oamenii ăștia mari care au lăsat ceva în urmă. Adică această bogăție trebuie să ne... Aici foarte frumos, spune o cronică, Constantin Andreescu, în repere istorice, în viața lui, el comentează mult viața domnitorului Vlad Țepeș, al lui Alexandru Lăpușneanu, a doamnei Chiajna, lui Mircea Ciobanu, și dă două replici extraordinar de frumoase. Spune că atunci când îngenunchem sau suferim, poate mulți nu înțeleg o îngenunchiere sau o suferință, dar un domn sau un voievod sau o căpetenie de neam sau o căpetenie de oș sau un domnitor de țară când îngenunchează, îngenunchează pentru un neam întreg. Și găsim lucrul acesta explicat, de exemplu, în cele două îngenunchieri. A lui Ștefan cel Mare în fața sihastrului Daniil de la Putna, sfântul și pusnicul Moldovei, care spune, lasă, nu te da îndoit, du-te și caută, nu te căuta și te baza numai pe oastea domnească și plătită. Du-te și adună fiii de țărani, fiii de oieri, du-te și adună fiii neamului cu ei, du-te și te bate, că pământul e al lor, nu acelora care i-ai plătit. Și în felul acesta spune legenda lui Bolentinianu, el din cornul îi sună, oastea se adună, lupta iar începe ca dușman zdrobit, scazi ca niște spice de securi loviți. Și vorbim de marea bătălie, care de fapt pierdută la urmă rămâne câștigată când Ștefan pierde lupta de la războieni și apoi zidește mănăstirea războieni pe osemintele tuturor celor care au căzut atunci la Valea Albă. După aceea avem
pe doamna Chiajna, care în momentul în care ea închină țara turcilor și dă un anumit tribut că avea nevoie de ajutorul marelui vizir, este luată peste picior de curtenii domnești, care spun, zice, după ce că ești femeie, după ce că ești nepricepută, după ce că ești și slabă și nu, ai, și nu te bazezi pe ajutorul celor din țară, și ea spune, eu mă bazez pe ajutorul oricui. Puterea și banii și aurul și gloria nu ne sunt date să săpăm cu ele în stâncă. Ne sunt date să scriem numele țării pe care o conducem în cartea veșniciei. Și ea preferă să plătească oști turcești, să cucerească din nou tronul țării românești și să conducă ea în continuare destinele țării românești, ca după aceea răzbunându-se pe cei care i-au făcut rău, pe cei care unelteau sau încercau să pună tot felul de trădători, să pună ordine în țară și să păstreze credința, neamul, istoria și toate celelalte. Deci noi nu înțelegem lucrurile astea, dar în momentul în care ne uităm la un simplu lucru din care putem învăța, Marea Împărăție a Bizanțului, vedeți, noi și astăzi vorbim întotdeauna de căderea Bizanțului, vorbim de căderea Constantinopolului cu parcă 23 mai 1453, dacă nu mă înșel, sper să nu fi spus o dată greșită. Da. Și spune că atunci când Mahomed al II-lea cuceritor a pus bazele să cucerească Bizanțul, el s-a pregătit de acest mare război îndelungă vreme. Deși era un tânăr de 30 ceva de ani, un strateg militar nemai întâlnit. Ștefan cel Mare, un strateg militar nemai întâlnit. Ca drept dovadă că 50 de ani turcii n-au putut să calce Moldova și să facă ce vor ei, ca drept dovadă că Mahomed cuceritorul n-a putut niciodată să pună piciorul în țările române definitiv, să zic că astea sunt pașalâc, indiferent că s-a dat bir sau s-a dat bani și s-a dat grâne și oi și vite. La un moment dat au fost momente când în unele domnii s-au dat și niceri, copii de la, se luau copii și se duceau, se făceau spahii și făceau din ei ieniceri în oaste, luptători în armata turcă închinați islamului. Și la un moment dat, el și-a pregătit această cădere îndelung. Și a venit un oarecare meșter iscusit, care știa să facă din strategia asta a armelor niște tunuri exagerat de mari, care puteau să arunce niște ghiulele de vreo 900 de kilograme una. Și împărații Bizanțului au spus, nu, noi nu dăm bani și aurul și argintul pe astea, pe noi ne ajută Maica Domnului. În istoria Bizanțului era rămasă împământenită taina că atunci când se va scoate icoana Maicii Domnului pe zidurile Constantinopolului, adică împărăția lui Constantin cel Mare, că el a zidit Constantinopolul, el se numește de fapt orașul lui Constantin, vechea Bizantie, Istanbulul de azi. Se plimba icoana acatistului imnului Bunei Vestiri, am fost și am văzut-o chiar la Constantinopol, veche de 2000 de ani aproape, 1000 și ceva de ani, și se plimba icoana pe zidurile Constantinopolului. Și Dumnezeu făcea un semn și oștile erau birite, ori se supăra marea și neca corăbile, ori veneau niște ploi groaznice, ori veneau trăsnete, ori fulgere, prin minuni, în schimb lumea, stricându-se și devenind necredincioasă și lacumă și avară și nemai păstrând legea lui Dumnezeu, exact ca în Vechiul Testament. Și în Vechiul Testament evreii tot timpul biruiau orice popoare păgâne. Dar ce se întâmpla? Scoteau sicriul legii. Și când se scotea sicriul legii pe câmpul de luptă, se știa că acolo se luptă armatele îngerești cu dușmanul, nu poporul, că poporul Israel nu era un popor instruit militar, nu avea nicio treabă, ei lucrau cu pietre, cu ciomege, cu ce aveau ei la vremea respectivă. Ei, pe când cei care veneau instruiți erau biruiți de fapt de îngeri. Și când vedeau păgânii și popoarele păgâne că apare sicriul legii, știau că războiul e pierdut. Ei, când copiii lui Ili preotul n-au mai păzit legea și n-au mai respectat ce se face la templu, Dumnezeu a ridicat harul și sicriul legii a devenit un simplu instrument. N-a mai lucrat Dumnezeu prin el. A fost luat în robie, fiul lui Ili preotul au fost tăiați și în momentul când a venit anunțătorul, cel care aducea ștafeta de pe câmpul de luptă, să spună ce s-a întâmplat, acel, cum se numeau ei, aveau o denumire, crainici ăștia, care poștași, curieri. A întrebat, cei pe câmpul de luptă? Am pierdut războiul.
N-a întrebat unde-i sicriul lege. Fiii mei ce sunt cu ei? Păi au perit pe câmpul de luptă și el a căzut și a murit. Pentru că el era mai preocupat de odrastele lui decât de problema sicriului legii. Bineînțeles că sicriul legii după aceea a fost ascuns de Dumnezeu, răpit la cer și s-a terminat povestea cu sicriul legii, deci îl mai vedem pe cer la judecată. Mă întorc aici la Mahomed al II-lea, refuză poporul bizantin să plătească acele tunuri mari și ăsta, negustorul, ca să facă bani, își ia fiul și se duce la turci. Uite, vă dau patentul cum să dărâmați Constantinopolul. Vă fac tunurile astea, am dat atâția bani și voi spargeți. Și am învățat cum să concentreze bombardele, să bată într-un singur loc pe zid ca să-l disloce, nu dispersat. Și în momentul când au băgat, cu toate că zidurile aveau câte 5 metri lățime, când au băgat ghiulelele alea de câte o tonă și ale veneau cu viteză trasă cu praful de pușcă și izbeau în pereți, s-au dărâmat și așa a fost cucerit Constantinopolul și a căzut împărăția Bizanțului. În schimb, unor bani care au să rămas în continuare undeva, să spunem, la o saltea, în loc să fie folosiți în scopul militar strategic de apărare a Bizanțului. Deci asta înseamnă lăcomia și dezechilibru. Și în ziua de astăzi vedem oameni care trăiesc din pensie minimă, ați văzut că întotdeauna când vrei să pui 5 lei la pensie, bugetul e gol. Oameni care trăiesc, făceam odată o glumă și asta nu o fac ca să deranjez, ci ca să atrag atenția. Un câine mai daniez are 110 euro, un copil are 84 de lei alocația, deci ne dăm seama la ce nivel cultural gândim și vrem demografie. Și apoi ne gândim la cei care muncesc cu 2.000 de lei, cu 3.000 de lei și ne raportăm la stăpânii noștri mari care trăiesc cu 300 de milioane pe lună vechi, cu 200 de milioane.